Da, frate păstor, vreau iertare, vreau salvare, vreau eliberare, îl vreau din nou pe Iisus, îl vreau pe Iisus. Dacă vrei iertare și eliberare, fă o rugăciune de căință, chiar acum, și cereți Domnului iertare pentru vina și păcatul tău. Doamne, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, îmi pare rău de păcatele mele ce le-am săvârșit înaintea ta. Îmi pare rău că prin a mea privire eu am păcătuit și ți-am fost necredincios. Îmi pare rău că am bârfit, am clevetit, am făcut tot ce este rău înaintea ta. Te rog frumos să mă ierți de abaterea și păcatul meu. Te rog, iartă-mă, te rog, îndură-te, te rog, ai milă de mine, păcătosul. Îți mulțumesc. Amen. Mântuitorule Iisus, cer să te înduri de fratele meu și să ierți păcatul lui. Te rog, ai milă de sufletul său. A recunoscut că este un păcătos. A recunoscut că a păcătuit împotriva ta, împotriva lui Dumnezeu. Te rog, iartă-l, Doamne. Te rog, ridică povara păcatului său. Te rog, dă eliberare chiar acum, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Te implor pentru salvarea lui. Doamne, îți mulțumesc că ne asculți. În mâinile tale îl încredințez. Îți mulțumesc, Doamne. Amen. Fratele meu, sunt liber. Nu mai simt povara mea. Simt o pace lăuntrică. Am simțit eliberare, am simțit prezența lui Dumnezeu. Fratele meu, sunt liber. Domnul Iisus m-a eliberat. Sunt așa de fericit. Îți mulțumesc pentru ajutorul tău, domnule pastor. Îți mulțumesc. Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate scump, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut milă de tine. Te-a iertat, te-a primit, te-a binecuvântat. Du-te în pace, fii binecuvântat de Cel Preaînalt și nu uita, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Domnul să fie cu tine, de acum și până în veac. Amen.